Baia Mare a intrat în scenariul roșu din cauza depășirii indicelui de peste 3 infectări cu coronavirus la 1000 de locuitori. Acest lucru presupune luarea unor măsuri, precum închiderea școlilor, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani în toate spațiile publice deschise, precum și interzicerea organizării și desfășurării activității în cadrul cinematografelor, a spectacolelor și a concertelor. Primarul municipiului Baia Mare a transmis cele mai recente măsuri luate cu scopul de a proteja comunitatea. Suntem într-un moment pe care, din păcate, l-am previzionat împreună cu specialiștii din cadrul sistemului de sănătate din județul Maramureș, având în vedere evoluția numărului celor infectați cu coronavirus, celor care suferă de COVID. Astăzi, municipiul Baia Mare a trecut de rata de incidență de 3 bolnavi, 3 infectați la 1000 de locuitori. Chiar dacă timp de o săptămână am avut diverse semnale în care am sperat că se va stabiliza undeva la 2,5, totuși rata aceasta a crescut, așa cum se întâmplă în toate marile aglomerări urbane, în toate marile orașe. Din dispoziția președintului Comitetului pentru Situații de Urgență, respectiv a prefectului județului Maramureș, prin decizia și votul celor care sunt membri ai Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, și a dispozițiilor legale prevăzute în hotărârea de guvern cu privire la starea de urgență și la ceea ce înseamnă această incidență de 3 la 1000 pentru o localitate. Începând de mâine, se suspendă temporar cursurile, desfășurarea cursurilor în învățământul preuniversitar în toate școlile din municipiul Baia Mare în sistemul față-înfață. Să sperăm că această suspendare este una provizorie, pe o perioadă scurtă de timp și să nu afecteze foarte mult parcursul educațional al copiilor, al elevilor din municipiul Baia Mare. S-a recomandat filialelor băimărene ale universităților, atât de stat cât și private, să ia decizia implementării cursurilor exclusiv online în cadrul învățământului universitar. S-au interzis organizarea de evenimente, spectacole, concerte, atât în instituțiile de spectacol cât și în aer liber, inclusiv suspendarea activității cinematografelor. Este obligatorie purtarea măștii de protecție pentru toate persoanele, inclusiv pentru copii peste 5 ani, în toate spațiile publice deschise, deci nu doar în spațiile închise de mâine, inclusiv în spațiile deschise. Activitatea cu publicul a operatorilor economici, aici ne referim la cei care gestionează restaurante, cafenele, baruri, cei care prepară mâncare, cei care furnizează produse alimentare, cei care vând produse, băuturi alcoolice, nealcoolice în restaurante, cafenele, în interiorul clădirilor le este interzis activitatea, deci vor putea funcționa în exteriorul clădirilor, pe terase, cu încălzitoare, cu astfel de aparaturi care să poată să ofere totuși un anumit confort clienților. Restaurantele, cafenelele din interiorul hotelurilor, respectiv a pensiunilor, a unităților de cazare, vor fi utilizate funcționale doar pentru cei cazați. Se suspendă, se interzice derularea activităților societăților comerciale care au ca obiect de activitate jocurile de noroc. Și în ultimul rând, am reușit să facem totuși în folosul părinților, în special, părinților care au copii foarte mici,
să menținem deschise creșele în municipiul Baia Mare. Deci creșele vor rămâne deschise în această perioadă, bineînțeles cu niște reglementări de protecție foarte clare. Cătălin Cherecheș a mai precizat că se dorește suplimentarea mijloacelor de transport public în comun în această perioadă pentru a evita aglomerația. Vom demara împreună cu primarii din zona metropolitană și cu Consiliul Județean și cu Prefectura o activitate de identificare a mijloacelor de transport de mari dimensiuni. Vorbim aici de autobuze, autocare, microbuze, astfel încât să putem să majorăm numărul mijloacelor de transport, pentru că știți foarte bine, dragi băimăreni, degeaba ne impune legea să înjumătățim capacitatea mijlocului de transport, autobuzului în care dumneavoastră vă urcați, pentru că cei care sunt doritori să, și care folosesc transportul în comun sunt aceiași, suntem aceiași, același număr de oameni și mai mult decât atât, degeaba din 60 de locuri folosim doar 30, pentru că oamenii rămân în stație. În stație este un punct de infectare destul de important și atunci e foarte util să mărim în această perioadă prin închiriere, prin alte metode, numărul de mașini care să practice transportul în comun în municipiul Baia Mare sau în zona metropolitană. Aceasta o consider o chestiune foarte importantă pe care, începând de mâine, o să o gestionăm împreună cu primarii din această zonă metropolitană. O altă chestiune este legată de sistemul informatic pe care îl au la dispoziție elevii, respectiv profesorii, pentru învățământul online. Astăzi avem la dispoziție un proiect european, o finanțare europeană prin care 20.000 de tablete, respectiv 1.000 de table inteligente, laptopuri conectate la tablele inteligente, videoproiectoare și așa mai departe, deci tot ceea ce înseamnă sistem informatic folosit de elevi, respectiv de profesori, este finanțat prin fonduri europene. Este pentru Baia Mare un proiect de aproximativ 7 milioane de euro. Foarte mulți bani. Dar asta înseamnă fiecare elev, începând cu grupa mare, clasa 0 până la clasa 12, să beneficieze de aceste terminale cu abonament pe o perioadă de minim 2 ani de zile. Doar că avem și o legislație care nu e adaptată la condițiile de azi. Condițiile de azi înseamnă de mâine copiii nu mai merg la școală și trebuie să facă online cursurile. Doar că cei care fac legi, care modifică legi, care guvernează România, nu s-au gândit că trebuie să modifice și legislația. Dacă demarăm achiziția pentru aceste terminale, pentru tablete și table inteligente și videoproiectoare, ar însemna undeva în martie să terminăm licitația și, bineînțeles, fiind un număr foarte mare, undeva prin aprilie-mai, cam la sfârșitul anului școlar, copiii să beneficieze în... E chiar, într-un fel, cu toată nemulțumirea, e chiar hilară situația, să beneficieze de aceste terminale. Noi am hotărât ca mâine, printr-o decizie a Consiliului Local, prin o decizie a Comitetului pentru o situație de urgență a municipiului Baia Mare, să ne asumăm o achiziție în regim de urgență, chiar dacă există anumite temeri că vor exista penalități la care va fi supus municipiul Baia Mare, atâta vreme cât Guvernul României sau ministerele de resort nu vor face în raport cu Comisia Europeană modificările, astfel încât să se înțeleagă că tabletele acestea nu pot fi oferite copiilor peste 6 luni de zile, ci trebuie modificată legea și să facem în regim de urgență aceste achiziții pentru toată țara.
Potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș, având în vedere valoarea ratei incidenței cumulate peste limita de alertă de 3 cazuri la 1000 de locuitori, în unitățile administrativ-teritoriale Baia Mare, Băsești, Cicârlău și Săcălășeni, este obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani în toate spațiile publice deschise. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă în unitățile administrativ-teritoriale Baia Mare, Băsești, Cicârlău și Săcălășeni. În unitățile administrativ-teritoriale Baia Mare, Băsești, Cicârlău și Săcălășeni, activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau al altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități. Purtarea măștii de protecție este obligatorie în unitățile administrativ-teritoriale din Ocna, Șugatag, Groș, Moisei, Rona de Jos, Bocșcoiu Mare, Borșa, Coltău, Leordina, Băița de Sub Codru, Ardusat, Coaș, Bistra, Groș și Țibleșului, Baia Sprie, Dumbrăvița, Vișeu de Sus, Desești și eu, Asuajul de Sus, Cavnic și Remeți, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare, stații de autobuz, peroane și alte asemenea, zonele în care se desfășoară pelerinaje, în exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale și în proximitatea instituțiilor de învățământ până la o distanță de 50 de metri de intrarea în perimetrul școlii. În funcție de evoluția situației epidemiologice la nivelul județului, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență va dispune alte măsuri pentru prevenirea, limitarea și combaterea pandemiei de COVID-19.